Asta e primul lucru care îl fac eu când mă apuc de coflat. Pregătesc panourile, le curăț dacă au fost folosite și le dau cu decofrol. Asta deja s-au uscat. Nu stau spun fără, zice, asta e. Nu se vede. Și nu mai folosiți folie. Dacă îți folosești ceva ca să nu se impregneze apa în lemn și să vă iasă așa zis crăpături, fisuri, ce vreți, îți spuneți să folosiți decofrol. Să văd aici crăpături, ceva. Și chiar dacă nu se văd la suprafață că iese de la zeamă de ciment, gândiți-vă că betonul are miliarde de microfisuri la interior. De exemplu, când se pune cofrajele pe colț. Eu am tras o sfoară din stâlpul ăla până în stâlpul ăla. Aici cam așa vine sfoara. Acum aici am pus un dreptar de pe perete încoace. Dau frumos aici un semn și aici încă un semn. Am prins, prind întâi panoul de aici și panoul de la interior ca să pot să leg. O să pun distanțier din metal la 25 cât are și pe parte și pe alta, după aceea la urmă prind panoul de aici și leg cu ăla și cu celălalt din față. Cam așa se dă conturul la cofraj. 90 de grade. O să prind aici jos un lemn, din coace un lemn ca să nu fac de față. Am reușit și am pus panourile astea două, unul de pe laterală și unul din colț. După cum se vede, este legat pe interior. Am folosit ca distanțieri fier din asta tăiat la dimensiuni, adică la grosimea peretelui, ca fierul să se regleze. Eu am pus doar la mijloc niște distanțieri din astea din plastic ca să nu stea în cofraj. Nu am nevoie de distanțieri mai mari sau mai mulți. Am nevoie doar aici la mijloc de o singură. Din asta că sus oricum îl reglez după aceea. Pe partea asta, cum e lațul ăsta din colț, nu puteam să leg cu astea perpendicular aici. Am mai pus unul ca completare, ca distanțieri. Și am pus unul perpendicular și am legat cu sârmă să țină și de asta și de asta. Acum când leg în colțul ăslalt, o să vină de aici până în partea ăslaltă. Se vede peste tot ca sârmă de legare, e sârmă de 4. Aici am mai pus încă un dublur la aleat și am legat partea aia, nu o să aibă atâta forță, de aia nici nu m-am chinuit. Am pus cupoane în pereți, să văd, bucăți de fier de 8. Oricum o să mai pun, pentru că toată forța la împingere o să fie în partea asta și aici o să trebuiască pus un pop 2. Partea asta la altă să văd și sârmele legate. Aici am dat mai multe cupoane ca să țină, pentru că toată forța o să fie. Am pus leațurile astea mai mari, o să vină celălalt leaț invers și aici o să fie dat un șurub ca să țină și colțul. Ca aici la colțul ăsta altă, mai dau o singură sârmă, că nu ai rost să dau două, de exemplu, una aici și una aici. Dau aproape degeaba. Ei pun doi pop ca să țină la împingere și suficient. După cum se vede jos, încă iese sfoara. Am mai arătat o dată eu de aici. De exemplu, am grosimea peretelui de 25. Cam așa scofrează. Acum dacă pun și restul de panouri, nu o să mai se vadă mare brânză ca să mai fac video, dar cred că am să fac după ce-l pun. Și acum vine panoul ăsta de aici de pus. Ca să-mi las ăsta de aici din față, am să-l pun ultimul ca să am acces să bag sârmele așa. Aici am să pun iarăși în curând de distanțieri. Sau nu, sau da. A trebuie să pun, că altfel s-ar putea să mi-l smulgă. Oricum aici o să vină dat un rând complet de șuruburi ca să țină să nu plece invers. Aș
aș putea să pun și două leațuri aici ca să o folosesc ca un opritor. Am reușit de am pus și panoul de pe lateral asta sau din capăt. Am pus deja popul ca să pot să pun la 90 de grade sau perfect vertical. Se vede pe aici încă un rând de sârme care e pe față. Acum se pun capacul, s-ar prind și pe aceea se strâng sârmele și e gata. Da, după aproximativ 3 ore de muncă am ajuns cofrajul la final. Aici am mai arătat partea asta. Aici e capătul care am dat șuruburi. După cum se văd aici, s-au dat multe șuruburi pe partea asta. Șuruburile astea folosesc doar la placa asta de aici, să nu vin să împing încoace. Aici partea asta are doar o singură legătoare. La colțul ăsta ca să țină. I-am pus odată șuruburi de aici. I-am dat și șurubul în leațul ăsta aici și aici. Are dat odată șuruburi și aici ca să nu vină asta invers. Și mai are și în colțul ăsta dat iar șuruburi. Cam asta-i. Așa arată de sus. Iar o să trebuiască atunci un pic, am pus niște distanțieri ca să nu bată în cofraj. Când e aproape plin, atunci la final se reglează. Ceva de gen. Acum să mă apuc tot în beton. L-am turnat, așa arată. Nu s-a umflat. Nicăieri, la 2-3 mm, dar s-o întins un pic, eu nu numesc umflătură. Adică, dacă vreți să folosiți metoda asta, puteți folosi fără nicio problemă. Salut! În acest video am să arăt cum cofrez un stâlp pe colț care se termină în formă de L sau poate în general are altă denumire. Cum am zis și în multe alte clipuri, trebuie să curăți mai întâi absolut tot surplusul de material de beton de jos, adică dăm un pic cu dalta. Pe aici, dacă mai este mortar din ăsta, am să-l dau un pic jos, dacă mai încurcă vreo cărămidă, să pun un pic fierul la cumpănă. Și ce mă încurcă, dacă încurcă ceva, dau jos. După cum se vede în video, din zidărie sunt armaturi băgate în stâlp la fiecare două rânduri. Tot am mai zis, barile de fier de 16, care de 18, depinde de stâlp. În cazul ăsta de 16, 8 bucăți, 2 rânduri de trieri. Adică el cam așa ceva o să iasă, doar că fără capul ăla de perete. Ca panouri încă folosim Tego, încă mai rezistă. Mai avem de tunat stâlpul ăsta și acolo la scară, aia 2, trebuie văzut că acolo trebuie tunată și o bucată de grindă pentru scară, trebuie și boiandrugul sus, trebuie cumva toate odată, e mai complicat. Cam asta e, am să mă apuc să fac video. Am să pun doar segmentele în care vorbesc și explic și după toate segmentele astea o să urmeze și video pe timelapse cu totul pas cu pas. Că tot mi-a atras cineva atenția că ceea ce fac când zic că e pas cu pas, nu e pas cu pas. Că nu explic absolut tot. Unii nu fac diferența între un video pas cu pas și un tutorial. Eu nu fac tutoriale pentru că nu-mi plătește nimeni timpul ăla și dacă vă mai credeți că eu câștig bani din YouTube, vă înșelați. Pentru 20-30 de euro pe lună cât câștig eu, nu scot nici măcar banii care îi pierd cu un singur
banii pentru timpul care îl pierd să fac un singur videoclip. Pentru că eu trebuie să stau dat timpul ăla să-l pierd, după aceea trebuie să stau acasă. Nu știu cât timp să editez tot, să aștept, să încarc pe YouTube toate astea, curent. Și după aceea dați-vă seama cam ce bani se câștig în funcție de ce vă dau gratis. Așa că să nu mai aud că fac asta pentru bani. Ar trebui să apreciați că primiți material gratis și nu plătiți nimic. Așa aș putea să fac tutoriale, pun frumos pentru membrii și acolo vrei să vezi, plătești o taxă, da, acolo poți să spui că nu-i făcut bine, că îți plătit și nu fac cum trebuie și tot așa. Da. Atâta timp cât nu se plătește pentru niciun serviciu, nu ai ce să comentezi. Dacă vrei să-ți fac ceva personal, mă suni, îți spune exact cum se face toate și tot. Nu-i nevoie să mă plătești. Una e să mă suni unul să ceară un sfat sau o părere sau ceva ce nu știi și să-i explic ce sunt competent, ceea ce știu. Și alta e să stau ori întregi. La un tutorial trebuie cineva care să filmeze. Eu de asta pun de multe ori camera și o pun când îmi aduc aminte. De asta sunt multe ori care este într-un unghi în care nu prinde mai nimic, pot să fac treabă în alt unghi. Dar nici nu-mi permit toată ziua să pierd timp să mut camera de acolo. Asta fac și eu printre timp ca să ajut pe cei care au ce învăța, care se experți, n-are rost, n-o să uite la video. Pentru croț, acum nici eu nu mă uit acum cum scufrează un stâlp sau tot ceea ce știu să fac, nu mă mai uit să caut să văd cum se face, ci mă uit la ceva ce nu știu. Da, deja m-am lungit iar. Revin cu alt segment de video cu când o să fie necesar.